O dăm castraveții. Trebuie să-i legăm în curând, că deja au crescut și au început să se îndoaie. Deocamdată au o evoluție bună. Am avut câteva probleme la început cu tripsul și cu musculița albă. Am dat niște actarași, încă un produs bulgăresc, să vă zic așa. Nu prea-l găsiți în România. Iată ce frumos sunt. Acum așteptăm să-i legăm și să înflorească. Deja dacă observați, avem castravetele înflorit, format. Nu știu dacă focalizează. Deci, el va înflori, va face o floare în capăt. Pentru cei care nu știți cum se copilesc, cum trebuie copiliții castraveții, e foarte simplu. Vedeți cârcei acestea? Ăștia trebuie să-i rupem. Deci trebuie rupți, în primul rând, cârcei, așa îi spunem noi aici, și să vă arăt eu dacă se vede aici. Avem aici un copil, da? Deci, acești copili, când vor crește, îi înfundăm la, depinde cum doriți, 3-4 roduri. Deci, la fiecare ramificație, așa procedăm. La 3-4 roduri, da? E foarte simplu operațiunea. Trebuie să avem atenție mare și la, cum v-am mai spus, tripsii ăștia musculița albă, foarte periculoasă, dacă nu stropim să o eliminăm în 2-3 zile, nu vom mai avea castraveți, nu mai avem ce să mai facem dacă noi tratăm din timp să
foarte pretențioși. Din păcate, fără tratamente nu se poate. Deci, până nu-i stropești, poți să-i dai tratamente bio și ce mai am văzut pe net pe aici, cu căruța. N-ai ce să-i faci. Deci, din ce în ce mai dăunătorii sunt mai puternici. Pur și simplu apar noi dăunători. Deci insecte care habar n-aveam de existența lor. Sunt aduși prin lăzi, din alte țări și uite că ne-am pricopsit și noi cu ei. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să vă abonați sau să distribuiți.